suntem români, noi suntem români, noi suntem aici ce vestem. Să trăiască România mare! Trăiască România mare! Stimați prieteni, suntem la monumentul Ștefan cel Mare. Haideți, nu cântăm cântece de veselie. De nu sunt veseliți, patrioți. El s-a întoarce mormânt acum când au zis spune. Gâlceava a continuat și pe alte fronturi, fiecare tabără revendicându-l pe Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare, în ce limbă vorbea? Toți oamenii, drapelul roșu, de unde l-a luat? Asta e drapelul lui Ștefan cel Mare, drapelul de luptă. Ștefan cel Mare a fost cel mai mare român de pe toate timpurile, dacă vrei să știi. Îi pângăresc locul ăsta. Aici e loc sfânt al lui Ștefan cel Mare. Ei se duc și la dracu să închină și vin și la Dumnezeu, da? Așa se poate? Ia că e urmașii lui Vladimir Lenin. Trebuie să fim prieteni, domnule, cum vă spuneți noastră? Cum vă numiți noastră? Dumitru. Hai să fim prieteni, nu trebuie să dușmănim. Da, ce ținem calea la București, dar nu la Moscova. Supărat de incident, Igor Dodon nu a fost la fel de împăciuitor ca simpatizanții săi. Organizațiile unioniste trebuie și vor fi interzise în Republica Moldova. Lucrul acesta eu vă-l promit. Matei Corvin, când l-a primit pe Ștefan cel Mare, acolo sus la Sighișoarele, în ce limbă a vorbit cu Ștefan cel Mare? Traducătorii i-au trebuit. Limba română, dacu, getu, dacu, tracu, dacu, ce vrei, băi fraților, rătășiților. Ce din ansamblul Ștefan Voda au interpretat mai multe cântece care amintesc de Marele Domnitor. Pentru a se face cât mai vizibil, socialiștii au avut în fruntea coloanei doi tineri în armuri de luptători din perioada medievală. Nu toți însă au dat dovadă de cunoștințe prea vaste despre Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a fost un voievod a Moldovei. Care sunt anii de domnia lui Ștefan cel Mare? Mersi, mă abțin. Nu asta este important acum, ca să ne întrecem la cine este mai lung în minte la istorie sau este mai scurt în anumite cunoștințe. Este important ca să urmăm fapta lui Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare care nu a dorit să închine țara nimănui. Să-l comemoreze pe Ștefan cel Mare a venit și conducerea de vârf a țării. Și dacă în alte cazuri numai președintele evita presa, astăzi doar Nicolae Timofte te-a făcut declarații. Dacă vom urma sfaturile lui să iubim acest pământ și să stăm strajă la hotare, asta va fi foarte apreciat. Ce calități ar trebui să aibă viitorul președinte? Iată, asta o temă separată, care nu e legată de ziua de astăzi. Vă doresc o zi bună! După demnitare au venit și alți politicieni. Dragoste de țară și de om. Dacă nu sunt astea două, restul celelalte nu mai contează. Dumneavoastră le aveți? De acum întrebați cel de sus sau pe altcineva, nu pe mine. Au câștigat 44 de războaie, numai două pierdut. Pentru viitorul. Este unul numai să ne prade, să ne furiși. Ștefan cel Mare a fost domnitor al țării Moldovei în perioada 1457-1504. După o domnie de 47 de ani, acesta a murit la 2 iulie 1504. A purtat peste 40 de bătălii, iar după fiecare victorie lăsa în urmă câte o biserică. În 1992, Ștefan cel Mare a fost canonizat.